Uneori vrei o ținută nouă, dar nu merge la shopping pentru asta. Folosește un pistol de lipit. Îți va transforma încălțămintea plictisitoare în ceva special. Siliconul cu sclipici în diferite culori le va da strălucire. Evident, rezultatul final e magic. E perfect pentru zilele în care lenevești la plajă. Și e clar că vei face valuri. Ești gata? Haide! Ah, cât pe ce? Da, am câștigat! Eu o să apăs butonul. Oh, ce ținută drăguță! Și ce flori superbe! Miros uimitor! E grozav! Bună, Wendy! Vai, uită-te la inelul ăla! Jasmine, nu te-am văzut? Ce faci? Oh, ce romantic! Glumești? Până aici, e al meu! Nu, e al meu! Dă-mi-l! Niciodată! Știți ceva? S-o lăsă în baltă! Termină! L-ai stricat! Unde-i diamantul? De ce ai face așa ceva? Nu plânge! Trebuia să fie cea mai fericită zi din viața mea! Nu mai plânge, te rog! Știam eu! Oprește-te, te rog! Eu nu am niciodată lucruri frumoase! E atât de nedrept! O să-mi fac propria bijuterie! Ha? Stai așa! Poate merge să-l repar! O să încep prin a pune niște lipici pe inel. Îl las să se întărească nițel și apoi îl înmoi în sclipici. O să fie strălucitor! Wow! Wendy, ăsta e pentru tine! Un inel? Pentru mine? Normal! M-ai făcut atât de fericită! E frumos! Poți să iei tu chestia asta? Wow, mersi! Ce zici? Îmi place mult! Ce frumos din partea ta! Arătăm grozav! Bravo! În regulă, mi-am făcut încălzirea! Ia cine e? A mai venit cineva la sală? Drăguț! Bună! Ce faci? Bine, am venit la sală! Și eu, spor la treabă! Ar trebui să-mi pun și eu căștile, ca să vadă că am venit să fac treabă. Ce drăguț e! Hei, uite, nu mai folosește gantera aia. Îl pot impresiona arătându-i că sunt în formă. Ce grea e! Hei, unde mi-au dispărut căștile? Mi-au sărit din urechi. O să le pun la loc. Uite ce face acum. Sigur pot face și eu exercițiul ăsta. Trebuie doar să repet exercițiul ăsta de... Ce naiba? Ce exercițiu distractiv? Cred că astea sunt ale tale. Bun, flotări. 1, 2, 3. Acum face flotări. Trebuie să-i arăt că pot și eu să fac flotări. M-am împiedicat în căști. Fix asta voiam să fac. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Iar m-au lovit căștile ei? Stai! Unde mi-au dispărut căștile? Da, sunt fix aici! Poate poți să le iei și să te duci cu ele în altă parte! Vai de mine! Îmi cer scuze! Mi-au alunecat din mâini! Da, nu mă interesează! Ce căști idiote! Mereu cad! Mor de nervi! Am numai probleme și necazuri din cauza voastră! Ați auzit? De ce ai făcut asta? E vina căștilor! Jur! Hai să-ți arăt ceva! O să folosesc perechea asta de căști și un stilou 3D. O să încep să umplu zona asta fix așa. Sper că ești atentă, o să-ți arăt ce trebuie să faci doar o dată. Și acum o să trasez partea care înconjoară capul. O să conturez banda și sus și pe laterale. Gata, am terminat. Am creat o copie după căști. Acum dăm căștile tale. Ok. Super, mersi. Fii atentă ce fac acum. O să bag căștile înăuntru fix așa. Astfel nu vor mai cădea. Poftim. Acum nu trebuie să te mai stresezi apropo de asta. Vai de mine, sunt super! Mulțumesc foarte mult! Cu plăcere! Trebuie să-mi continui exercițiile. Corect, exercițiile. Da, ar trebui să fac și eu același lucru. Ce naib...
folosesc creionul ăsta 3D. O să fie simplu. O să desenez niște linii peste spațiul gol. O să fac o ramă simplă. Apoi o să vin dintr-o parte în alta, realizând o plasă. Așa o să devină mai solidă. Ok, acum o să umplu. O să desenez niște linii apropiate. Gata, cred că merge. Acum pot să folosesc toaleta. Oare ce face înăuntru? În sfârșit! Cred că sunt disperate. Bună! Bună, Brian! Eu am ceva pentru tine. Nu se poate! Pentru mine? Cum se deschide? Stai! Nu! Eroul meu! A fost cât pe ce! Ah, mi-a venit o idee! Ca să-ți protejezi iPhone-ul, ai nevoie doar de un pistol de lipit. Începe să aplici un strat de lipici pe marginea iPhone-ului. Ai grijă, evită camera! Lasă lipiciul să se scurgă pe marginea telefonului. Vrem ca telefonul să fie în siguranță. Apoi umple restul telefonului. Continuă să pui lipici ca să obții un strat gros. După ce ai acoperit telefonul, lasă lipiciul să se întărească. Îndepărtează lipiciul în exces și ai obținut o husă de telefon unică. Ce zici? Oh, e super! Mersi! Brian? Ups! Puh! Oh! Bună! Ah, un tip? Poftim! Să vedem ce pot să fac aici. Ok! Ce vezi? Cărțile! Ah, super! Ah, e în regulă. Ok! Stai liniștită, globul de cristal spune tot. Arată-mi ce e dragostea, globule de cristal! Trebuia să se întâmple chestia aia? Oh, ce chestie am văzut! Ar trebui să plec! Stai! Simt ceva! Da, aia e! Ia niște rășină epoxidică și pune în ea niște colorant alimentar roșu. Apoi amestecă-le bine. Frumos, nu? Apoi toarnă amestecul în ce formă vrei tu. Și după ce s-a întărit, scoate obiectul din formă. Dar n-am terminat încă. Lănțișorul e gata. Privește! Oh, îl ador, e perfect! Ah! Mă place! Mulțumesc! Distracție plăcută! Pa, să mergem! O nouă zi la birou! Ah! Poftim, ia chestia asta! Stai! Sărută-mă! Tu ești adevărata mea iubire! Trebuie să mă grăbesc! Ok? Nu mă băga în seamă! Ce faci? Nu am timp să stau de vorbă! Hei, ia-o mai ușor! Ce e? De ce te grăbești? Am o întâlnire cu Chris! Uită-te la el, e atât de drăguț! Dacă zici tu, trebuia să mă aștept! Trebuie să mă pregătesc! Vreau să arăt bine! Vreau să fie o întâlnire perfectă! Relaxează-te, o să fie bine! Ok, cred că sunt gata. Am nevoie de un colier. Ah, ăla e drăguț. Mereu stă bine cu el. Nu pot să-l pun. Nu merge. Luna, poți să mă ajuți? Ok, dă-mi-l. Poftim. Uh-oh. Nu! Colierul meu! E un dezastru! Ce mă fac acum? Îmi pare rău!
Poate merge să rezolv problema? Trebuie să pot face ceva! Știu! Am nevoie de creionul ăsta 3D! Pot să-l folosesc ca să desenez pe bustul ăsta! O să fac niște bucle mici cu creionul! O să continui pe tot gâtul! Acum o să mai fac asta încă o dată, creând mai multe bucle! Așa, cred că e gata! E un colier choker! Jennifer, ia uite ce am! Ce e? Tu l-ai făcut? E pentru tine! Wow, mersi! Îl ador! Îmi stă grozav! Trebuie să pleci! Distracție plăcută! Și apoi am spus, nu mai contează, frate! Dar profesorul tot m-a pedepsit! Dar mie nu mi-a păsat! Ce amuzant ești! Păcat că n-am fost de față! Liam, ajutor! Ajutor! Ce-ai pățit? Stai așa, te ajut imediat! Ce m-am speriat! Mersi, Liam! Unde mi-a sărit acadeaua? Uite-o! Nu mai pot mânca! E plină de fire de păr! Ce grețos! Oare cum aș putea o ajuta pe Emma? Hei, Emma, mănânc asta! Nu, mersi! Măcar am încercat! Stai, am o idee! O să bag asta în pistolul meu de lipit! Am desenat un triunghi pe hârtia asta! O să-l colorez cu jeleul topit! Ce bine miroase! Ca să iasă perfect, nu trebuie să depășesc liniile! O să las un loc liber la baza triunghiului! Ok! Acum o să schimb culoarea! O să folosesc unul verde! Acum pun o nuanță mai închisă de verde! E aproape gata! O să-l lipesc de o frigăruie de lemn și o să-l decorez! E o acadea, pepene! Wow! Arată extraordinar! E pentru tine! Ce drăguț din partea ta! Cu mare drag! E delicioasă! Super! Am făcut una și pentru mine! Hei, e chiar bună! Ești gata? Stai! Pot să-l apăs eu? Te rog! Te rog frumos! Haide! Ok, dă-i bătaie! O fac! Trebuia să se întâmple ceva acum? Da, ce ciudat! O să încerc chiar! Haide, măi! Poate e stricat! Oare ar trebui să plecăm acasă? Oh, căști! Mersi! Ador melodia asta! Mergi, buton idiot! Inutil! Stai! De unde ai făcut rost de alea? Hei, Jasmine! Yuhu! Cât de nepoliticos! Poate asta o să meargă! Jasmine! La 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 la! Serios? Știu! Asta sigur o să meargă! O să fie zgomotoasă! Huh? Ce ciudat! Ce e în neregulă cu chestia asta? Vai! La 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 la! Ce s-a întâmplat? Nu mai folosesc niciodată chestia asta? Mi-a venit o altă idee! Da-da-da-da-da-da-da! Doar îi împrumut, sincer! Hei, am nevoie de ajutorul tău! Las o baltă! Deci, stați să vedeți! Dăm banii! Sper să fie toți! Fără resentimente? Oh, da! Woohoo! Jasmine, haide măi! Ce o să fac? Știu! Ba-ba-ba-ba-ba-ba! Trebuia să mă fi gândit la asta mai devreme! O să încep prin a desena un cerc. Dar o să las o mică gaură în formă de cheie. Acum o să-l umplu. Trebuie să nu depășesc conturul. Aproape am terminat. Gata, cred că e ok. Acum trebuie să desenez niște linii verticale. Nu pot să las spații goale. Să știi că e chiar relaxant. Simt cum dispare orice urmă de stres.
Ok, acum trec la partea următoare. O să desenez linii în forma asta. Se creează un cadru și trebuie să fac la fel și pe partea cealaltă. Apoi o să-l umplu. Pot să las chestia asta deoparte deocamdată? Trec la următorul pas. O să desenez multe linii una lângă alta. Vreau să creez o bandă lungă din plastic. Încă puțin. E perfectă! O să o înnoi cât e moale. Apoi o să atașez cercurile, căștile mele în cap în spațiile goale. Acum am propriile mele căști! Oh, ce melodie bună! Jasmine! Uite! Huh? Wow, ce cool sunt, Wendy! Știu, sunt exclusiviste! Hai să dansăm! Așa, ia să vedem! A, fraierule! Nu mă poți ataca așa simplu! Ce ciudat e, tati! Mereu țipă la propriul computer! Da, fix așa! Mori! Aș ura de ceva! Au, asta cum o fi? Hai odată, învinge-l! Ce altceva aș putea roade? A, urechea lui Kitty! Aproape l-am împins pe tipul ăsta! Nu trebuie să mă opresc! Ce altceva? Au, propria mână! Au! Da, ia de aici! Am câștigat! Acum o să te învăț minte definitiv! Exact, e timpul să-mi pun ochelarii VR! Știi ce mai am? O cască uriașă! O să rod! Vai de mine! Ia uite, fix acolo! Căștile adevărate ale lui tati! Pariez că sunt perfecte pentru Ross! Ce bine arată! O să le iau încetişor, pac! Hihi, am luat căștile și sunt o pereche adevărată! Nu ca cea uriașă de jucărie! Yuhuu, am câștigat runda asta! Sunt cel mai tare! Săi, unde-mi sunt căștile? Credeam că le-am lăsat aici! Stai puțin! Mickey! Oh nu, m-a prins! Trebuie să le rod mai repede! Mickey, ce ți-am spus eu legat de căștile mele? Dă-le încoace, imediat! Vorbesc serios! Nu-mi vine să cred că încă roade diverse obiecte! Ăsta e cumva un dinte? Oh nu! Tati, ce ai pățit? Ah, căștile, le-am prins! Tati? Ce amuzant ești! Hei, dintele meu, am nevoie de el! Gata, mi-am băgat dintele la locul lui! Cutiuța asta de căști e prea tare pentru a putea fi roasă! Trebuie să o înfrumusețesc cu stiloul meu 3D! Îmi place nuanța asta de verde, o să o folosesc pentru a acoperi albul! Super, am eliminat gaura lăsată de dinte! Trebuie să continui, am nevoie de și mai mult verde! Oh, parcă ar fi un monstru verde! Stai, știu! O să mai pun niște culori! Fix așa! Super, ce bine arată! Sunt super drăguț, mă pricep de minune la asta! Ăsta e preferatul meu! Ce drăguț e! Tati, tati, uite ce am făcut! Trezește-te și uită-te! Nu, Mickey, scumpa mea! Tati încearcă să doarmă! Ce-i asta? Vezi, uite ce am făcut folosind cutiuța căștilor! Oh, wow, arată super! Și uite, poartă aceeași culoare ca și mine! Ne potrivim! E cel mai reușit! Wow. Și are și căștile înăuntru! Vai, Mickey, mulțumesc foarte mult! O să-l pun la locul lui! Acum mă poate păzi în timp ce mă joc! Ce zici? Da, o să te ajute să câștigi! Clar, să trecem la treabă! Mori! Și eu mai am doi monștri și mă pot juca cu ei! Eu sunt roșu și eu sunt galben! O să-ți placă la nebunie chestia asta! Ia un cerc din lut modelator și pune peste el două catere de prăjituri în formă de inimă. Apasă ușor formele. Îndepărtează cu grijă lutul rămas. Apoi pune deoparte formele. Umple cercul inimii cu rășină epoxidică. E mai ușor dacă folosești o seringă. Așteaptă să se usuce rășina. Apoi presară niște ștrasuri. Apoi pune deasupra o altă inimă. Colierul ăsta e superb! Wow, ia uite! E uimitor! Oh, am uitat de ziua mamei mele! Ar trebui să am ceva pe aici! Se pare că nu! Ar trebui să am niște bani pe aici! Bingo! E timpul pentru cumpărături! Îmi permit un telefon? O mașină nouă? Poate un trandafir? Mersi! Te aștept și altă dată! Ai ceva la 10 lei? Tocmai am vândut ultimul buchet! Hai, frate! Ți-au rămas niște petale! De fapt,
Știu! Nu arunca petalele căzute. Dă petala cu un strat de lac transparent. Apoi bagă-o sub o lampă UV. Bun! Ideală pentru a-i prinde baza asta de cercel. Super, nu? Atât de drăguți! Mama! Oh, bună, Betty! Am ceva pentru tine, mamă! Ce drăguță ești! Sunt minunați! Și atât de originali! Mulțumesc! Te iubesc, scumpo! E timpul să schimbăm afacerea! Bijuterii proaspete, luați-le cât sunt calde! Și de-aia te iubesc, la-la-la! Durează o veșnicie! Mi-e atât de foame! Ah! Putem să mâncăm? Normal! Oh, ce sofisticat! Poftim! Cât de romantic! Cred că ai uitat ceva? Nu ne trebuie linguri! Ah, ok! Mmm, delicios! Ce scârbos! Dar e simpatic! Nu mănânci? Nu, sunt ok! Dar am vrut să iasă perfect! Stai să caut ceva prin ghiozdanul meu! Un ou? Cum a ajuns ăsta acolo? Și un creion 3D? Stai! Mi-a venit o idee! Ia un ou și folosește creionul 3D ca să desenezi pe el. Creează o spirală pe o parte a oului. Uite așa! Apoi începe să desenezi linii în interiorul spiralei. Umple spirala! După ce ai terminat, scoate plasticul de pe ou. Și prinde-i un mâner. Ai o lingură acum. Apoi folosește creionul 3D ca să adaugi niște detalii. O să desenăm o lăbuță. Mai adaugă câteva detalii pe lingură. La final desenează o față în interiorul lingurii. Hei, Essie, ți-am făcut chestia asta! E pentru mine? O ador! Mmm, delicios! Wow, încearcă să-ți mesteci mâncarea! E cea mai tare zi! Nu o să mergem niciodată la un restaurant! Dar ești minunată! Ultima tăietură și brățara mea e gata! E drăguță! Ah, a venit Jennifer! Bună, Luna! Bună! Stai! Ți-ai făcut piercinguri? Super tare, nu-i așa? Voiam ceva diferit! Vreau și eu să fiu diferită! Am putea fi prietenele cu piercinguri! Ce idee bună! Haide să mergem! Bună, mă mai ții minte? Am adus o altă victimă, client adică. Peia, serios? Presupun că putem să facem să arate șmecher. Vino aici! O să-ți placă la nebunie! Se pare că o să fac asta. Deci, mă gândeam la niște piercinguri aici. Super! S-o facem! Nu prea ești vorbăreață. O să te doară. Ăla-i acul? Unul dintre ele. Nu te mișca. Am zis, nu te mișca. A fost atât de jenant. Acul era imens. Dar chiar voiam un piercing. Nu prea mai avem ce să facem acum. Sau poate că avem. Cred că mi-a venit o idee. Avem nevoie de niște lipici pentru gene false. Și de mărgelele astea. Să o facem. O să pun niște lipici pe mărgică. Apoi o să presez pe pielea ta. Acum hai să facem un piercing în nas. Wow, arată grozav. Ce bine era dacă îmi venea ideea asta. Asta e ultima. Wow, mersi mult. Și a fost fără pic de durere. Arăți grozav. Prietenele cu piercinguri, mama o să fie furioasă! E aproape gata? Da, am cam terminat! Grozav! Stai! Mama o să ia razna când o să vadă tatuajul ăsta! Alo, e cineva acasă? Ce? Scuze, mă panichez! Ok, inspir adânc! Mersi! Stai puțin! Cred că mi-a venit o idee! Ia un mulaș din cauciuc ca acesta și umple-l cu ursuleți gumați colorați. Eu aleg o grămadă de nuanțe diferite. Pune-i peste tot în această bandă. Apoi toarnă cu grijă rășina epoxidică peste ursuleți și umple forma până sus.
e gata să fie purtată. Nu-i așa că e cea mai simpatică? Și mi-acoperă perfect tatuajul. Super! Îl acoperi. În fine. Betty, ai venit acasă. Bună, mamă. Oh? Un tatuaj? Oh, ăla e mic în comparație cu al meu, vezi? Wow, ești cea mai tare! Așa mama, așa fică! Piu, ce treabă dificilă! Nu pot să cred! Ce descoperire uimitoare! Ușurel! Este un exemplu perfect de ceramică romană! O să fiu faimos! Trebuie să o pun într-un loc sigur! Ah, raftul ăsta e perfect! E atât de frumoasă! E timpul să fac curat! E praf peste tot! Ha? Ce caută cana asta aici? E atât de veche și murdară! Dar știu cum să rezolv treaba asta! Așează cana invers! Ia o bucată de folie de aluminiu și fă o minge din ea! Pune un strop de lipici pe mingea din folie de aluminiu, apoi lipește-o pe fundul cănii. Mai prinde încă alte 3 mingi. Modelează mai multă folie de aluminiu așa și lipește obiectul pe zona laterală a cănii. Apoi lipește o fâșie lungă de folie pe cealaltă parte. Acum acoperă folia de aluminiu cu lipici colorat. Vezi să nu ratezi nicio zonă? Acoperă și cana cu lipici. Începe cu buza cănii și lasă lipiciul să se scurgă. După ce s-a întărit lipiciul, o să obții ceva care arată așa. Nu uita să faci o față veselă! Acum arată mult mai bine! Hei, mi-ai văzut artefactul? Era o cană mică, părea foarte veche. Oh, am rezolvat problema aia, vezi? Glumești! Munca mea de o viață! Distrusă! Nu-ți place? Bună, Emma! Ce faci? Bine! Hai să trecem la treabă! Trebuie să mă dezmorțesc! Jocurile video sunt treabă serioasă! O să te bat garantat! Ia uite ce mișcare am! Exersat. Evident! Yuhu! Dar tot nu ești destul de bun! Ești gata să fii învinsă? Poftim? Cum ai făcut asta? Super! Sunt cel mai tare! Bravo, Liam! Bravo, Liam! Ai avut noroc! Te învăț eu, minte! O să-i înlocuiesc mouse-ul lui Liam cu un săpun! Ce ușor a fost! Mă simt generos! Jucăm din nou! Stai! Ce se întâmplă? Oprește-te! Ceva nu merge! Oh, ce păcat! Un săpun? Oh, serios? Ai trișat! Pot și eu să-ți fac farse? Nu, nu e corect! Ups, mi-a alunecat degetul! Și acum, stop joc! Sunt clar prea bun la jocul ăsta! Câștig de fiecare dată! Nu, ce nervant! Recunoaște că sunt cel mai tare, Emma! Aoleu! Au! A durut! Capul meu! O să fac un cucui! O, nu! Căștile mele! Nu mai pot fi folosite! Ai pățit ceva? Uite, s-au rupt! Nu-i bai, am și eu căști! Folosește-le pe astea! Serios? Stai! Cred că am o idee! Am nevoie de creionul 3D. O să încep prin a desena un cerc, dar în mijloc las o gaură ca pentru o cheie. Apoi o să desenez un cerc mai mic înăuntru. Acum trebuie să-l umplu cu plastic. Nu trebuie să depășesc liniile. Ce relaxant e! Aproape am terminat prima parte. Acum trebuie să fac structura 3D. O să trasez linii verticale de jur împrejurul marginii. Apoi o să le unesc. O să umplu și aici. O să continui de jur împrejur. Până când obțin ceva de genul ăsta. Perfect! Trebuie să mai fac câteva elemente. Acum le pot asambla. O să folosesc creionul 3D pentru asta. Trebuie să mă asigur că s-au lipit bine. Apoi o să bag căștile înăuntru. Acum sunt gata de joc. Sunt super! Ok, hai să începem. Dar de data asta nu trișează nimeni. De acord! Super! Îmi place mult să fac baloane. Poftim? Nu, s-a rupt! Nu funcționează! Vreau să fac baloane drăguțe! Zânul la datorie! Nu pot face baloane! Am înțeles! Da, e nasol! Trebuie să rezolv cumva problema asta!
Ah, lasă bagheta magică, am un stilou 3D care e mult mai eficient. Ok, am șablonul aici și o să-mi folosesc stiloul 3D. O să încep cu nuanța asta verde pentru a face mânerul baghetei. Așa, și acum o să folosesc galbenul pentru a face steluța. Următoarea culoare, roșu pentru cercuri. E din ce în ce mai ușor. Și gata! Bagheta asta magică poate fi folosită. Așa, poftim o baghetă nouă pentru făcut baloane de săpun. Oh, ce drăguță e! Și ce de baloane! Super, ce baloane drăguțe! Ok, atunci pot pleca, cred. Pa, pa!